La 25 de ani după prăbușirea Uniunii Sovietice, prim-ministrul Georgiei spune că legătura cu Occidentul este în interesul țării sale. Există o dorință a populației georgiene să aibă legături cu Occidentul, cu Europa. Georgia este așezată între Rusia și Turcia. Deși majoritatea sunt în favoarea unor relații mai apropiate, nu spunem că suntem împotriva Occidentului. Întotdeauna am spus că sunt de acord cu occidentalizarea selectivă a Georgiei. La fel ca Lovan Văzanțe, mulți insistă că deschiderea nu trebuie să aibă loc cu prețul credinței și a valorilor georgiene. Vom adopta lucrurile productive de la voi, dar vom arunca toate ideile absurde. Din nefericire, asta înseamnă că standardele voastre pseudomorale trebuie să stea în afara Georgiei. Văzanțe e un proeminent om de afaceri din Georgia și un susținător al familiei. Standardele pseudomorale la care face referire sunt eforturile Americii și ale Uniunii Europene de a forța Georgia să accepte practicile homosexuale și căsătoriile între persoane de același sex. Dacă vreți să acceptați un comportament sexual indecent, puteți să o faceți. Dar dacă eu cred că este vorba de un păcat rușinos, vreau să rămân într-o societate în care mi se permite să spun asta. Spre consternarea lui, Parlamentul georgian, sub presiunea Uniunii Europene și cu ajutor din partea grupurilor ce susțin homosexualitatea, au aprobat o lege controversată în 2014, făcând ilegală discriminarea împotriva oamenilor pe baza orientării sexuale. Văzanțe spune că decizia contribuie la legalizarea homosexualității în Georgia. Ai spus că această lege face parte dintr-o agendă internațională. Care este această agendă? Aceea de a distruge familia. Cred că acest război se dă în fiecare sufragerie sau dormitor, acolo unde dorm soțiile și copiii noștri. Războiul se răspândește acum în școlile georgiene, unde copiilor cu vârste de peste 8 ani li se predă teoria sexelor. Tinatin Horbalatse este directoarea unei organizații ce susține familia. Ea a spus că ținta lor e simplă, dar alarmantă. Vor să schimbe gândirea copiilor ca ei să fie deschiși și să accepte lucrurile pe care generația mea și cele mai în vârstă le consideră inacceptabile. Georgia este conservatoare. Peste 80% din populație spun că aparțin bisericii ortodoxe și majoritatea dintre ei sunt de acord cu aceasta în respingerea altor relații decât cele heterosexuale. Suntem responsabili de viitorul acestei țări, al copiilor noștri și al generației următoare. Dar nu toți sunt de acord cu poziția bisericii. Unele grupuri ce luptă pentru drepturile omului au eticatat țara ca fiind una dintre cele mai homofobice națiuni din lume. Te temi pentru viața ta? Da, pentru că viața mea e în pericol în Georgia, nu doar din cauza orientării mele sexuale, ci și din cauza activităților profesionale. Gheorghi Tatașvili este transsexual. Foarte rar oferă interviuri, dar a fost de acord să se întâlnească cu echipa noastră la o locație secretă din capitală. El este un avocat al comunității LGBT și spune că a plătit un preț pentru asta. Te-au arestat, te-au bătut? Da, am fost bătut de multe ori de polițiști, de cetățeni și de mulți alți oameni. Tatașvili a ajuns pe prima pagină a ziarelor ca prima persoană care a intentat proces în Curtea Constituțională pentru căsătoriile între persoane de același sex. Procesul e încă în curs. Majoritatea georgienilor cred că stilul tău de viață este păcătos și spun că le distrugi țara. Știu că așa stau lucrurile și nu mă surprinde că oamenii cred asta. Principiile laicismului sunt încălcate în Georgia. Biserica Ortodoxă pune foarte mare presiune asupra societății ca să fie sigură că drepturile omului nu se extind pentru a include homosexualii.
Între timp, Levan Văzanțe se îngrijorează că presiunea de a accepta homosexualitatea în Georgia se va intensifica după decizia Curții Supreme de anul trecut de a legaliza căsătoriile între persoane de același sex în America. El consideră că după această decizie, multora le e teamă să vorbească împotriva homosexualității. Nu-ți mai poți spune liber părerea despre ce e rușinos. Ești crucificat pentru acest lucru. Este eradicat întregul concept al păcatului. Metamorfoza limbii engleze este uluitoare. Am studiat-o de mic copil și mi-amintesc că rușine însemna rușine. Acum, când cineva îl folosește, se referă la milă. Vedem o deformare a conceptului de rușine. Văzanțe se roagă ca Georgia să nu ajungă niciodată așa. El își îndeamnă concetățenii să fie îndrăzneți în proclamarea adevărului cu dragoste. Consideri că georgienii creștini vor hotărî până la urmă viitorul țării voastre? Da, bineînțeles. Nu se poate altfel. Nothing else.